După o vară fără vacanță, luptătorii de greco-romane și lupte libere de la CSM Dunăra Giurgiu au accelerat ritmul antrenamentelor la seara de sport a liceului Viceamiral Ion Bălănescu. Antrenorul Florin Antonescu a reușit aici să creeze o echipă închegată de sportivi, fete și băieți, care în numai 3 ani au ajuns să câștige trofee la nivel național și chiar internațional. Am avut o perioadă de pregătire la intensitate mai mică, perioadă de pregătire care ne ajută foarte mult în luna octombrie, când urmează cele mai importante 3 competiții din anul 2015. Vor urma concursurile zonale pentru calificare în finala campionatului național la categoriile copii 1 și 2. Aceste competiții se desfășoară la sala sportivă din Câmpul Mușcel, iar finala la sala polivalentă de la Târgu Mureș. Pentru aceste competiții, lotul giurgiuvean se va prezenta cu 10 sportivi, 8-10 sportivi, cei mai pregătiți, cei care au șanse reale la a câștiga dreptul de a participa la finală. Antrenorul Florin Antonescu și-a propus ca obiectiv ca la finala de la Târgu Mureș, clubul giurgiuvean să aibă cel puțin 2 sportivi calificați.